început campania de strângere de fonduri în 2015, când ne propuneam să renovăm această secție de oncologie. De atunci tot strângem bani și anul trecut, în decembrie, a fost un moment în care și noi am înțeles, cred că, că facem un spital și că acest proiect, construcția unui spital, reprezintă cumva mai mult decât construcția în sine a unui spital, care, da, e primul spital în România în ultimii 30 de ani, el reprezintă un fenomen social în care lumea, în sfârșit, și-a dat voie să spere că și în România se poate. Și în România se pot face lucruri. Iată, se pot face spitale și de aici putem spera și pune presiune pe politicieni că se pot face și autostrăzi, se pot face și școli cu toalete în școală. Peste cât timp estimați că va fi funcțional? Funcțional, probabil că undeva în anul 2020 va fi funcțional cu totul și gata. Proiectul nostru se referă strict la partea de infrastructură, la clădire. Sperăm că Ministerul Sănătății va veni să ne ajute și să se implice în acest proiect cu partea de dotare. Avem o promisiune fermă din partea doamnei ministru Pintea că cel puțin în prima fază un aparat de radioterapie va fi asigurat spitalului. Cum v-ați avut curajul să vă aventurați? Știu că e cel mai mare proiect pe care îl faceți. Vine dintr-un soi așa de inconștiență, exact. Noi inițial am vrut să renovăm la Marie Curie secția de oncologie, care acum este formată din saloane și un hall. Sunt saloane în care sunt 30 de paturi în total, iar la capătul culoarului este o toaletă și un duș. Și am vrut să renovăm secția de oncologie și să o transformăm în saloane cu două paturi și toalete în salon. Doar că arhitecta ne-a zis că așa ceva, din punct de vedere tehnic, e posibil, dar cu costuri foarte mari și că e un proiect care nu merită făcut. A fost momentul în care am adus niște specialiști din Franța care au zis nu se poate să construiți într-o laterală a spitalului, voi trebuie să faceți un spital al viitorului, voi trebuie să-l legați de actualul spital, copilul nu poate merge prin curte pentru diferite investigații medicale sau alte tratamente. Practic, asta este ce vom face noi pentru prima dată în România. Vom construi un loc în care copilul bolnav de cancer să poată beneficia de toate tratamentele. Ce înseamnă asta pentru un copil? Înseamnă creșterea șanselor de supraviețuire. Pentru că în România un copil bolnav de cancer din 2 moare, în timp ce în Europa Occidentală rata de supraviețuire este undeva pe la 80-90%. Acesta va fi un loc în care sperăm noi că atunci când o mamă află că copilul ei are cancer să nu se mai gândească neapărat cum să plece mai repede în străinătate. Să se gândească că există și aici speranța ca copilul ei să se poată face bine. Noi am reușit până acum să strângem aproximativ 8 milioane de euro. E o sumă importantă. Avem peste 150.000 de donatori, persoane fizice, care au dat prin SMS la 8864 cu mesajul spital 4 euro pe lună sau 8844 cu mesajul spital 2 euro pe lună. Sau au intrat direct pe bursa de fericire.ro, platforma noastră de strângere de fonduri, și au donat acolo online. Și avem sprijinul a peste 1500 de companii. Mă gândeam la suma pe care noi am reușit să o strângem de 8 milioane de euro, care reprezintă cam jumătate din suma de care noi vom avea nevoie, deci ca să pun în imagini cam jumătate din spital, într-un spital, în timp ce 8 milioane de euro sau 7, doamna Firea aruncă pe luminițele unei fântâni arteziene comuniste. Și de aceea revolta asta a noastră împotriva cheltuielii banilor pentru un referendum. Da, sunt foarte revoltată că se cheltuie bani pentru
referendum și se cheltuie foarte mulți bani pentru o problemă pe care România nu o are, în timp ce sunt mii sau zeci de mii de oameni care fie n-au medicamente sau fie mor în chimie. Da, e revoltător. Vrem să iasă un proiect care să fie, să poată fi scalat de statul român, dacă vreodată statul ăsta român își va dori asta. Eu cred că nu e despre curaj. Eu cred că dacă un politician ar veni și ar sta așa cum stăm noi, și noi nu stăm foarte des în spital, dar dacă ar veni să vadă care sunt condițiile, dacă ar veni să vorbească cu o mamă o dată pe an, dacă ar veni să vadă un copil, dacă ar intra în acel bloc operator și ar fi capabil să empatizeze foarte puțin cu un părinte, cred că ar avea și el curajul, politicianul acela, să facă un spital. Și nu curajul, că până la urmă el trebuie să aibă doar voință. Pentru că la politici au banii la îndemână, au tot banii ce noștri. Trebuie la îndemână. Da? Banii noștri din impozite, sunt la ei. Da. E vorba doar despre a vrea să faci ceva și despre a coborî în realitate. Statul paralel e aici unde suntem noi și e un loc grozav de trist. E un loc din secolul trecut, e un loc în care boala vine la pachet cu extrem de multă umilință. Pentru că omul ăla când ajunge în spital și medicul ridică din numeri pentru că nu are să-i ofere un medicament și el începe să-l caute pe la prieteni, începe să caute bani pe la prieteni, are nevoie de un RMN și trebuie să plece din spitalul ăsta pentru că nu există acolo RMN sau computer tomograf, are nevoie de o intervenție chirurgicală și medicul trimite, du-te și-ți caută un chirurg, așa, în lumea largă. Are nevoie de radioterapie și află că în România pentru copilul lui nu se face radioterapie. Spitalul ăsta va trebui să aibă un standard, să ridicăm un pic mai sus standardul din România și să fie un model pentru toată lumea, iar pacienții să se simtă cu adevărat în centru interesului tuturor, să simtă că a intrat acolo și că i s-au luat de pe umeri grijile. Ne dorim ca în acest spital, când a intrat copilul și mama lui, să simtă că de acolo, de atunci încolo, nu mai au grijă și că se va face pentru ei tot ce e posibil. Și cred că asta înseamnă enorm de mult pentru pacient și pentru șansele lui de vindecare. Atunci când ai încredere în cei care te tratează, șansele de a te face bine sunt mult mai mari. Practic, spitalul vine ca o încercare de soluție pentru multele probleme, dar e o chestie punctuală, adică e un spital. Din nevoia de multe spitale pe care o are România, e unul. Atâta putem noi deocamdată.